Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Suntem la Sfântul Gheorghe, acolo unde surpriza frumoasă de joi, Șep și echipa care a demolat-o pe CSKA Sofia primește vizita Oțelului, echipă nou promovată, o echipă care în anul în care câștiga titlul de campioană cu Dorinel Munteanu pe bancă, e bine, atunci se înființa Șepși. Minge degajată de Stoian, acolo în față pentru Cârjean. Cârjean care, spuneam că apare în locul lui Fatai. Acțiunea e periculoasă și este gol! Un gol înscris, cred, chiar de Pop. Pop reușește acolo a reușit să speculeze o greșeală mare în defensivă. Haideți să vedem această lansare lungă a lui Relu Stoian. O eroare mare a lui Oteliță. Iată-l pe experimentatul Ninai. Cum se uită la Bodișteanu. Apare foarte bine Bodișteanu, îi suflă balonul, iar Alexandru Pop, fără preluare, îl împinge pe portarul Roland Nițui. Hai că devine interesant și începe foarte bine această partidă. 5 jucători în careul Covăznenilor. Pop, o centrare, ocazie uriașă! Ocazie uriașă, Nițui a fost atent, cred că mingea s-ar fi dus la rădăcina barei. Excelentă intervenția capitanului lui Șepși. Etapa viitoare, Șepși trebuia să joace cu CFR Cluj. Meciul a fost însă amânat. Să vedem însă această fază, Ion Gheorghe în careul oaspeților. Și primul moment ceva mai periculos la poarta Oțelului. O deviere și atât, nu cred că putem să trecem la capitolul șuturi. Această decizie a lui Mario Rondon. Altfel o acțiune care a luat viteză repede. Da. Iată între cele două linii Mario Rondon. Probleme acolo pentru Lovrici, care ratează intervenția. Poate Pop, se pare Pop, oh, puțin pe deasupra. O nouă ocazie importantă a Oțelului. O nouă ocazie mare. Două ocazii de fapt importante ale oaspeților după reușita din minutul 4. Amândouă au fost ale lui Pop. Da. Și a luat un jucător foarte bun, se pare, Dorinel Munteanu, acest Alexandru Pop, atacantul care sezonul trecut era golgheter în Liga a doua pentru Unirea Dej. Haideți să vedem această fază, un corner ceva mai scurt, respinge însă defensiva în alb și roșu. Oh, șut foarte bun, continuă atacul Oțelul. Mingea este respinsă la marginea careului, de acolo Gaitan trage. Dacă era un pic mai în lateral, cred că acum Nițui avea alte griji. Defensiva Oțelului bubuie balonul jucătorului Dorinel Munteanu. Ocazie mare! Ce a fost asta? Mario Rondon, dar cred că a fost însă, cred că sunt de fapt probleme pentru Relu Stoian. Ștefănescu a fost rezervă doar cu Dinamo, dar a intrat imediat după pauză, exact cum se întâmplă și aici. O, lovitură de cap a lui Ninai, mare ocazie, start bun, care să aducă un pic de vânt în pânzele echipei gazdă. Prima mare ocazie a gazdelor în această primă repriză, făcută faza de noi intrați, a bătut Ștefănescu. Ninai a fost, n-a fost Jobotariu, din nou centrare, direct pe poarta lui Relu Stoian. Mai este suficient timp și pentru Rapid, dar mai ales pentru FCSB să-l cumpere pe Ștefănescu. Suma este însă mare, în jur de 1,5 milioane de euro cere patronul Dioseghi. Vai, ce ratare! Ce ratare a lui Cârjan, el a fost, nu, a fost Pablo Gaitan. Îl vedem în imagine pe argentinian, nu a fost offside, combinație frumoasă, centrează Pop și ce ocazie uriașă pentru Oțelul! A venit bine și l-a susținut acolo pe Iapre, care trebuie să strângă. Dumitrescu pentru Șafranco. Șafranco! Gol! Este 1-1, minutul 84. Pavel Șafranco! Câte centrări au fost? Cred că 20-25 de centrări. Până la urmă, o minge ajunge la Șafranco și singurul om care a părut să știe ce are de făcut cu asemenea minge pe sus este, iată, Șafranco. A marcat etapa trecută în poarta lui Dinamo, Șafranco recidivează și cu această reușită în poarta Oțelului. Cred că Dorinel Munteanu a greșit, s-a predat prea devreme, a predat posesia prea devreme.
Aduți aminte de faza de acum 3 minute când Fatai era cel mai avansat jucător al Oțelului la 30 de metri de propria poartă. Ritmul pe care îl așteptam. Acum sigur că și Ciopotariu se gândește să nu-și obosească foarte tare jucătorii înainte de partida cu Actobe. Și nu știu cum să spui. Oh, atenție! Atenție la această ratare monumentală! Tănase! Ar fi putut să cadă Tănase și ar fi obținut penalti. A preferat să insiste. A fost ținut clar de tricou. Dorinel Munteanu este un car de nervi. Mingea cred că atinge bara. Da, s-a dus la rădăcina barei. Fatai deviază și nu cred că a fost offside. Mi se pare că Dumitrescu l-a ținut în joc. O teliță mi s-a părut că l-a ținut clar de tricou pe jucătorul. Aici se vede. Nu cred că ar fi fost penalti. Nu, era în afara careului. Probabil că ar fi fost o eliminare, de aia nu i-a ajutat cu nimic pe Gălățeni.